La finalul ceremoniei oficiale, Igor Dodon a vorbit personal cu secretarul general al ONU. Șeful statului și-a exprimat satisfacția că a participat la deschiderea forumului, iar la sfârșitul conversației l-a invitat pe Antonio Guterres să viziteze Republica Moldova. Imediat după aceasta, șeful statului nostru a demarat o ședință a Consiliului Economic Moldorus cu participarea vicepremierului rus Dmitri Kozak. Participanții la întrunire au înregistrat o creștere constantă a cifrei schimbului de mărfuri între Moldova și Rusia în ultimii ani și au remarcat interesul reciproc al agenților economici din cele două țări de a aprofunda parteneriatul profitabil. Vedem deja că tendința negativă care a fost în comerț până în 2016 a fost înlocuită de creștere. Nu este atât de mare pentru că am scăzut de două ori în exporturi, dar câte puțin, cu 10%, 15% în fiecare an, cifra de afaceri este în creștere, iar aceasta este o realizare importantă. Cel de-al doilea lucru pe care aș dori să-l subliniez este că Rusia rămâne investitorul numărul 1 în economia Republicii Moldova. Unul dintre subiectele centrale ale reuniunii Consiliului a fost extinderea cooperării comerciale și economice a Republicii Moldova cu regiunile rusești. În acest context, participanții la reuniune au salutat încheierea de acorduri relevante la nivel regional. Șeful statului a informat de asemenea membrii Consiliului despre evoluțiile recente în politica internă a Republicii Moldova. Vreau să informez oamenii de afaceri că literalmente în aceste zile, în aceste ore, avem șanse să creăm un guvern în Moldova. Practic, mai avem 48 de ore, vineri și sâmbătă. Dacă nu, atunci va trebui să dizolv Parlamentul. Dacă va fi creat un astfel de guvern, acesta va fi creat pe principiile pe care le insistă președintele. O politică externă echilibrată, un parteneriat strategic cu Federația Rusă, reguli și garanții clare pentru afacerile ruse care vor veni în Moldova, căci avem posibilități. Președintele a explicat partenerilor ruși principalele avantajele Republicii Moldova în afaceri. Aceasta este prezența acordurilor de liber schimb concomitent cu Uniunea Europeană, țările CSI și Turcia. În combinație cu poziția avantajoasă a țării noastre la intersecția a două spații economice, acest lucru deschide perspective largi pentru investitori. La rândul său, Andrei Nazarov, copreședintele de la Voi Rusia, a subliniat că Moldova este o direcție interesantă pentru investițiile rusești și că s-au făcut multe pentru a normaliza relațiile economice moldorusești cu eforturile președintelui țării noastre. Cu puțin peste un an în urmă, Igor Dodon ne-a pus în față o sarcină pentru noi, de a îmbunătăți relațiile, în primul rând, cele economice și schimbul de mărfuri. Și au început lucrările de creare a infrastructurii pentru organizarea unor evenimente și Institutul de Dezvoltare. Cu susținerea lui Igor Dodon a fost pregătit și desfășurat cu succes primul forum moldorus, care a avut loc la Chișinău. Atunci au participat în jur de 100 de oameni de afaceri și circa 500 de antreprenori moldoveni, ce au demonstrat un interes deosebit. Nazarov a adăugat că platforma Forumului Economic Moldorus a fost creată în timp util, exprimând speranța că în viitor va contribui la consolidarea interacțiunii dintre afacerile celor două țări. Menționăm că în anul curent va avea loc al doilea Forum Economic Moldorus. La finalul ședinței Consiliului Economic Moldorus, șeful statului nostru a invitat reprezentanții întreprinderilor rusești să participe la acest eveniment, programat pentru perioada 20-21 septembrie curent. Миллион.